Polițiștii municipiului Drobeta Turnu Severin au continuat duminica activitățile de informare a cetățenilor cu privire la măsurile instituite pentru limitarea efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2. Activitățile au vizat în special zonele marilor centre comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin, scopul urmărit fiind prevenirea răspândirii virusului, precum și informarea cetățenilor despre restricțiile impuse pe perioada carantinei. Și nu uitați că este obligatoriu portul măștii în toate spațiile publice deschise, chiar dacă sunteți vaccinați. Da? Iar dacă nu sunteți vaccinați, aveți nevoie tot timpul la dumneavoastră și de acea declarație. Da? Nu uitați de ea, pentru că amenda este între 500 și 2500 de lei. Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile publice deschise, iar persoanele vaccinate nu sunt exceptate de la această măsură. Polițiștii mehelințeni au desfășurat o acțiune de informare a cetățenilor cu privire la respectarea normelor legale privind limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. De asemenea, recomandăm tuturor cetățenilor să poarte masca de protecție, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile impuse pe perioada carantinării. Reiterăm faptul că portul măștii de protecție este obligatoriu în toate spațiile publice deschise și închise, atât pentru cei vaccinați cât și pentru cei nevaccinați. De asemenea, pe perioada carantinării se mențin restricțiile de circulație în intervalele orare 5-20, respectiv 25, pentru persoanele nevaccinate împotriva SARS-CoV-2.